Tatăl meu, eu sunt Costi și bine ați venit la un nou tutorial pe acest canal. Înainte de a începe acest video, v-aș ruga să apăsați butonul de like, share și subscribe în cazul în care vreți să vedeți mai multe videoclipuri de genul. Și de asemenea, aștept părerea voastră în rubrica de comentarii. Vreau să-mi cer scuze pentru că am rece din nou, puțin, deci am putea să mai tușesc. Bun. Asigurându-ne că ați apăsat butonul de like și ați lăsat un comentariu și v-ați abonat, o să trecem la subiectul tutorialului de astăzi, și anume, cum putem viziona filme online, total gratis, la calitate foarte bună, Full HD chiar, și cu subtitrare în limba română. Probabil vă gândiți că o să vă trimit pe nu știu ce site-uri de torente sau chestii de genul. Nu. Nu veți avea nevoie de niciun site de torente, de nicio invitație pe un site de torente. Totul este deschis către public și gratuit. Bun. Cum funcționează această aplicație? Ei bine, pur și simplu, ea colectează toate torentele din această lume și face streaming, adică vi le redă online gratuit. Descarcă, o să puteți păstra și filmul în calculator după ce îl vedeți, dacă doriți. O să vă arăt imediat ce și cum. Haideți să vedem despre ce este vorba, deschidem un browser și vom scrie în Google Popcorn Time, da? Dăm click pe primul rezultat, popcorntime.ro. Vreau să vă menționez că această aplicație este încă în beta, adică ar putea să aveți unele bug-uri la ea, dar funcționează foarte, foarte bine. Niciodată nu am avut probleme cu această aplicație și o folosesc de ceva timp, deși încă este în stadiu beta. Aici spune, this popcorn time service will never be taking down. Download and enjoy. Adică, acest serviciu nu va fi niciodată dat jos. Aici ne spune exact ce ne oferă, cele mai bune filme, un catalog uimitor de filme, fără restricții și cea mai bună calitate. Acest serviciu descarcă torentele și le streamuiește către voi. Plus că după ce vedeți filmul puteți păstra în calculator, o să vă arăt cum imediat. Vom da download beta 5.6.1, vom salva instalerul. Așteptăm să se descarce. Putem închide browserul. Aici este executabilul. Dăm double click, run. Dăm next. Next, next. Next și install. Foarte simplu. Se va instala imediat. Se va instala imediat. Vom da finish, vom lăsa să se lanseze. Și aplicația arată în felul următor. Ne arată ultimele filme apărute, ultimele noutăți. În general vreau să vă spun că această aplicație se actualizează foarte repede. Adică, cum apare un film pe internet, pe torente, pe orice site de torente din lumea asta, această aplicație îl indexează aproape instantaneu. Bun, înainte de a trece la vizionarea unui film, ar fi recomandat să facem câteva setări. Deci, pentru asta vom merge pe această rotiță. Și aici avem câteva setări. De exemplu, limba, aveți și română dacă doriți, dar eu o prefer în engleză. Tema. Aici, dacă vreți să nu mai aveți efectul ăsta de geam, așa.
dacă aveți un PC mai slăbuț. Fontul subtitrărilor de obicei era pe normal. Pe urmă, aici unde se facă cache, adică unde se stocheze filmul și subtitrările în momentul în care voi îl vizionați. Pentru că în momentul în care voi îl vizionați, el se și descarcă. Dar voi îl vizionați aproape instant. Ce vă recomand eu aici? Să creați un folder într-o altă partiție decât partiția Windows-ului. De exemplu, eu am Windows-ul C-ul este SSD-ul meu și vreau să salvez filmele pe hard disk. Așa că o să intru mai computer pentru că pe hard disk am mai mult loc și o să creez aici un folder și o să-l numesc pop-con-time. Movies, da? Bun, pardon. Mergem și dăm aici pe change folder. Ca să schimbați folderul, aici dați open folder. Să vă deschidă folderul unde își face cache. Ca să schimbăm, dăm click pe bara asta de aici. Unde scrie cache user costi downloads. Și alegem noi ce locație dorim, de exemplu. Eu o să aleg this PC, Popcorn Time Movies, da? Și acum toate filmele mele se vor toca în timp ce le voi viziona în Popcorn Time Movies în hard disk. Aici, dacă vreți să șteargă tot ce s-a salvat, după ce închideți programul, adică, dacă vreți ca, de exemplu, după ce ați văzut filmul, să se șteargă toate fișierele filmului din PC, bifați aici, ca să nu aveți, să nu ocupați deloc spațiu după ce închideți programul. Dacă vreți să vi se descarce filmul, lăsați asta de bifată. Aici, alert me before downloading, if I have VPN turned off. Acest serviciu oferă un serviciu de VPN. Virtual Private Network. Asta este un tip pentru cei dintre voi care sunteți în Marea Britanie, acolo unde știți foarte bine că majoritatea site-urilor de torente sunt blocate. Dacă în țara voastră majoritatea site-urilor de torente sunt blocate, lăsați asta bifată pentru a vă ascunde IP-ul și a arăta că sunteți într-o țară care permite folosirea torentelor. Eu o să debifez pentru că n-am nevoie. Bun. Și cam atât cu setările. Foarte simplu, nu? Acum haide să vedem cum funcționează aplicația. Interfața este foarte simplă. Aici aveți toate filmele care au apărut recent, de fapt nu, astea sunt filme populare, să zic. Adică filme care sunt vizionate de multă lume prin această aplicație. Bun. De exemplu, dacă vreți să căutați un film, vă duceți aici la lupa asta, la hârti, și scrieți, de exemplu, Beauty. Nu știu, aș căutăm Beauty and the Beast. Și am găsit Frumoasa și Bestia, dar din păcate n-a apărut filmul ăla nou. Bun. Dar, mă rog, o să ne uităm la un desen animat, de exemplu. Bine, n-a apărut pentru că e foarte nou, ăla din 2017, și n-a apărut nici pe site-uri private de download de torente. Asta se uită pe site-uri private din America și pe site-uri publice, deci ar trebui imediat cum apare pe net să apare și aici. Bun, după ce ați văzut un film, alegeți filmul, de exemplu, care e un desen animat.
Aici vă arată detalii despre film. Puterea lege și calitatea. 1080 720p sau 3D, dar nu este disponibil. Eu o să aleg 1080. Recomandarea mea, când alegeți calitatea, este să alegeți cele care au de aici, alegeți cei care au cel mai mult pier, adică cele mai multe persoane care au acest fișier ca să se streamuiască mai bine. Eu o să aleg varianta 1080. Aici am spune în ce limbă să fie dublat. Eu nu vreau să fie dublat pentru că nu am nevoie. Ei oferă doar italiană și rusă, dar eu nu vreau dublaj. Aici subtitrarea. Subtitrarea pentru filmul ăsta poate fi, vedeți, în foarte multe limbi. Dar pentru că filmul ăsta nu e un film, nu prea avem subtitrări în română. Dacă aș fi ales un film, haide să vă arăt, asta a fost un desen animat. Am greșit, am căutat filmul ăla de apărut acum. Hai să căutăm, de exemplu, Seven. Sau cum se chema? Ultimul Fast and Furious. Nu știu care. Ah, uite aici. Nu. 2013, unde e ultimul film? În fine, o să aleg, de exemplu, Tokyo Drift. Mă rog, și aici, din nou, aveți variante de vizionare. Pierhi, adică oamenii care au asta. Și ce e mai important la aproape orice film, văd că acum au adăugat și dublaj la orice film. Însă la orice film, nu știu dacă o să aveți dublaj în română, pentru că nu există așa ceva la noi, dar sigur la orice film veți avea subtitrare în română. Deci, aproape la orice film, dacă nu e prea nou. Deci, mergeți la un film, alegeți dublajul în ce limbă doriți sau, mă rog, subtitrarea în română, alegeți varianta pe care o doriți. Eu o să aleg 1080p, deși nu sunt prea mulți peers la acest film, dar e ok. Țin să menționez că această aplicație merge bine dacă aveți o conexiune bună la internet, adică decentă. Eu o să dau Watch It Now și după cum vedeți mă anunță că nu am VPN-ul pornit, dar eu n-am nevoie de VPN pentru că nu sunt dintr-o țară care să blocheze torentele. Voi dacă sunteți din Anglia, din alte țări de-astea care au interzis torentele, porniți VPN-ul și o să fie tot ok. Este VPN gratuit de la ei, de la cei de la Popcorn Time. Acum, în momentul ăsta, așteptați să descarce filmul. O să vedeți ce e interesant. Vă repet, acest film nu are prea mult shader, deci probabil va dura ceva mai mult. Așteptați și voi puțin. Filmul, v-am zis, nu are shader. Este ca un fel de torrent streamer asta. Așteptăm să vedem dacă pornește până la urmă, pentru că nu are header foarte mult. Sperăm să pornească. Dacă filmul e prea vechi, probabil că nu are header. Nu știu ce să zic. Ok, văd că nu merge pentru că nu are header. În fine, o să aleg varianta 720p. Și uite, aici sunt doar 11 header, 20. Deci alegem 720p și alegem cei mai mulți header. Și mai dăm încă o dată watch. E foarte important că alegem cei mai mulți header. E, și vedeți că acum, dacă avem header, filmul deja a început să se încarce.
Da? Am găsit 2 din 4 seeder până la momentul ăsta. Așteptăm puțin. Așteptăm că văd că nu mai are seeder. Da, probabil că e filmul foarte vechi. Hai de care chem alt film. Asta este, nu are hidden și probabil de aia nu merge. O să dau X. Hai care chem, nu știu, de exemplu, aș ne uităm la... Uite, o să ne uităm la ultimul film, Fast and Furious, da? Aici, din nou, alege Hillary. Dacă e pe verde, înseamnă că e bine. Dacă e pe roșu, nu prea e bine. Alege subtitrarea și dublaje, dacă există. Eu aleg română la subtitrare și voi da Watch Now pe 1080p, da? Dăm Watch Now, din nou ne anunță de VPN. Vede și viteza cu care se descarcă în momentul ăsta. El deja a început să se încarce și vedeți că prinde viteză. Dar ce e foarte interesant la filmul ăsta este că după ce se încarcă puțin la filmul ăsta, la aplicația asta, este că după ce se încarcă puțin, repede, dacă sunteți dintr-o țară gen Anglia sau de astea, puteți să dați turn on VPN. Deci, după cum vedeți, după ce se va încărca puțin, adică nu cred că durează foarte mult, dar după ce se încarcă puțin, o să vedeți că începe filmul. O să-i dau pe mute. Și vedeți că subtitrarea deja a luat-o și filmul se descarcă în timpul în care noi îl vizionăm. Ce vreau eu să văd este dacă avem subtitrare. După cum vedeți, este, dar subtitrarea asta este desincronizată. În cazul în care aveți subtitrarea desincronizată, mergeți pe setări, de fapt pe aici, pe chestia asta, și alegeți altă variantă de subtitrare în română, pentru că sunt mai multe subtitrări. Uitați câte variante sunt. Le puteți încerca pe toate, ia să vedem asta. Nu e bună. Trebuie în general să căutați o variantă de subtitrare care merge. Nu merge nici asta. El colectează practic subtitrările. 39, ia să vedem, hai. Hooked you that grown it. They're playing the gangster. Ah, uite, subtitrarea asta e bună, am văzut, am nimerit-o. Da? Made you harder. Bun. Și cam așa funcționează programul, nu e nimic complicat. Ați văzut, pur și simplu, a mers foarte bine. Și puteți face și acum orice film. Ce dacă mi-a apărut aici? A dat un crash. În fine, nu contează. La voi nu o să întâmple așa. Cam atât cu video-ul ăsta. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați like, share și să vă abonați canalului ca să fim cât mai mulți. Ciao!